Dacă nu știați, independenta PSD-PNL s-a retras, da, Ramona Chiriac, au tot anunțat Ciolacu, știți că Ciolacu a vrut și el să puncteze de 1 și 8 martie. Și cu ce să puncteze Ciolacu decât cu o minciună? El n-are cu altceva cu ce să puncteze. Și a ieșit și a fost trei zile pe toate canalele. Probabil a fost știre de asta plătită, mărțișor plătit afirmația lui Ciolacu, la noi primul loc va fi o femeie independentă. Ei bine, femeia s-a retras din motive personale, nu comentăm aici, o felicităm doar. Și acum, cele două femei independente care se luptă pentru chestia asta sunt, pentru acest loc, sunt Rareș Bogdan și Tudose.